Grupări de hoți bine organizate acționează din ce în ce mai intens în județul Suceava. Niște indivizi au fost filmați în timp ce furau din mașini în zona gării Rădăuți. Aceștia verificau autoturismele pentru a vedea dacă este vreo una descuiată. Și au găsit una, așa că au furat din ea tot ce au prins. Proprietarul autoturismului a mers cu filmarea la poliție. Pe timp de noapte, cu cagule trase pe față și cu mănuși, aceștia iau la rând mașinile din zonele mai puțin iluminate și circulate și încearcă portierele. Se bazează pe faptul că sunt destui cei care nu își asigură portierele, ba mai lasă și bunuri în interior. Un rădăuțean a postat imagini de pe o cameră de supraveghere pe care se observă doi indivizi care în noaptea de 17 spre 18 august se apropie de mașini de pe laterale și încearcă portierele. Unul dintre indivizi deschide portiera de la șofer și caută prin mașină, în timp ce celălalt supraveghează zona. Imediat după publicarea acestor imagini pe o rețea de socializare, mai mulți oameni din zona Rădăuți și-au relatat propriile experiențe de părți vătămate în materie de furturi, cu moduri de operare care seamănă. Reamintim că mai mulți hoți au spart în ultimele săptămâni case în Rădăuți, la Frătăuți sau la Volovăți, au intrat în locuințe prin efracție pe timp de noapte și au furat bunuri sau sume de bani. Mai mult, tot recent, tot mascați au intrat într-o sală de jocuri din municipiul Rădăuți și au tâlhărit-o pe angajata unității. Prejudiciul ar fi de aproximativ 30.000 de lei.